În 2023, cei de la Harvard au eliberat un soi de comunicat așa online în care spuneau că, într-adevăr, în anul 1996 a fost interzisă benzina cu plumb și combustibilul cu plumb. Dar, iată-ne în 2023, spuneau ei la acel punct, încă se folosește combustibilul cu plumb și enumerau mai multe utilaje ce-l folosesc, utilajele agricole și utilajele comerciale și industriale, navele maritime, navele spațiale și tot ce înseamnă avioane, mașinile de curse și spuneau și cum se poate, mai ales acum, la acest punct, când nivelul de plumb și nivelul de metale grele din aer și din sol și din pânza freatică este atât de mare, încă se mai folosește combustibilul cu plumb. Asta o spun fiindcă cineva, când am tot făcut acele videouri cu metale grele, îmi spunea, păi cum, că nu mai există plumb în combustibil. Uitați că există. Și am făcut o căutare și nu mi-a venit să cred că și alții au scris despre acest subiect și mai ales Harvard, care sunt așa de mari și sunt un colos în domeniul știrilor de ultimă oră și, în primul rând, al știrilor medicale ce țin de sănătatea publică. Și da, din păcate, încă este folosit și, cu părere de rău, o spun și ce să mai... Acum, când nivelul, cum am mai zis, metalelor grele este nu numai al plumbului, arsenicului și altor metale grele din cunoscute, este atât de mare și, din nou o spun, plantele din flora spontană încă au capacitatea să lupte cu aceste chimicale și să le consume, să le digere în mare parte. De aceea trebuie să le integrăm pe acestea în alimentație. Și cam așa cu metalele grele, din nou pe acest subiect, știu, v-am cam plictisit, dar cam asta este, trebuie să recunoaștem realitatea, să nu intrăm în panică și să facem ce putem pentru a ne ajuta să ne simțim mai bine.